Adevărul mort. Adevărul este prima victimă într-un război. Deși e primul mort, beligeranții nu-l revendică. Se leapă de el și preferă minciuna manipulatoare. Acest război pe care îl trăim intens prin imagini și știri a ucis adevărul încă înainte să înceapă. Invadatorul și-a ascuns crima sub sintagma operațiune militară specială. Invazia Ucrainei, un stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, derulată masiv cu toată forța armată posibilă, pe uscat, în aer și pe mare, este mistificată cu aroganță. Farsa pudoare, de fapt, o manipulare grosieră, nu poate ascunde o realitate cruntă. Orașe, sate, oameni cad victime inocente unei ambiții cu iz imperial vetust, expresie a unei frustrări istorice. Nazismul este invocat în mod mincinos, existența sa fiind doar un casus belli imaginat inabil, creând o realitate paralelă. Demilitarizarea Ucrainei e o sintagmă ce vrea să justifice îngrijorările Rusiei, ceea ce pare la fel de potrivit ca nu ca în perete. Adică Rusia, una dintre superputerile militare mondiale, se simte amenințată de capacitatea militară a Ucrainei? Trebuie să treci pe altă lume ca să înghiți asta. Ambițiile imperiale îl vor mistui pe Vladimir Putin, care se visează țar. Soarta propriei țări și a oamenilor care o compun nu pare a-l interesa suficient pentru a fi mai inteligent de atât și a le asigura prosperitatea. A ales să-i mintă, stimulând un fals naționalism sub vechiul steag imperial. A ales să-i bage în pușcărie doar pentru că vor pacea în locul războiului. A ales războiul, ceea ce de fapt îi arată slăbiciunea a ales să trimită la moarte mii de tineri ruși și a răspândit moartea printre mii de ucrainieni, ceea ce îl face de-a dreptul odios. Distrugeri, ruine, suferințe, exodul a milioane de oameni reprezintă ceea ce lumea își va aminti despre Vladimir Putin. Omul care a vrut să rescrie istoria doar pentru sine.